Doamnelor și domnilor, subiect incredibil, incredibil în, în presa azi noapte. Alin Oprea prins în interiorul unei povești care nu se mai termină, pentru că, iată, Medana a făcut o postare în care explica că soția, încă soția, pentru că nu s-a produs divorțul, mă refer la divorțul între Larisa și Alin. Așadar, Larisa încearcă, conform postării Medanei, să ia din interiorul familiei Medane oameni ca să depună mărturie și să vorbească lucruri intime despre Medana și despre Alin. Îi mulțumesc foarte mult lui Alin că face aceste declarații și ne lămurește în legătură cu acest subiect. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Dacă îmi permiți un amendament la ce ai spus mai devreme, divorțul este de mult pronunțat, Cristi. A, e pronunțat? Deci voi sunteți divorțați? Divorțul este de mult pronunțat, numele de Oprea nu mai poate fi purtat de către domnișoara Larisa Uță, numele a fost retras. Sumele de bani pe care le-a cerut în mod abuziv încă din momentul divorțului au fost refuzate de către instanță și cheltuielile de judecată, tot ce înseamnă cheltuielile de judecată, au căzut în sarcina dânsei, pentru că acest proces de divorț nu și-avea sensul. Putea fi făcut foarte bine la notariat, așa cum am și încercat prima dată, astfel încât instanța a considerat că acest proces a fost doar o pierdere de timp pentru instanță, pentru avocat și pentru noi toți, astfel încât toate cheltuielile de judecată i-au venit dânsei în sarcină. Deci e de mult pronunțat, dar sigur că eu nu sunt omul care să fac tantam acum pe astfel de lucruri, dar dacă tu ai spus mai devreme o informație, era bine să mulțumesc pentru acest amendament pentru a lămuri lucrurile. Mulțumesc pentru precizări. Mulțumesc pentru precizări. Foarte bine că s-a terminat. Hai să vedem ce s-a întâmplat și de la ce a pornit. O să te rog să-mi spui din interior cum ați trăit aceste momente. Medana spune că Larisa încearcă să vorbească cu oameni din trecutul, din viața ei. Practic, ceea ce se întâmplă acum este un atac josnic asupra relațiilor dintre membrii familiei Medanei. Ceea ce nu înțeleg de ce se întâmplă, este pur și simplu o răzbunare sau există și alte interese la mijloc. Cert este că fosta soție vrea să-l convingă pe propriul frate al Medanei să o trădeze pe aceasta. Probabil contra unor foloase materiale și scopul pe care eu îl bănuiesc, dar nu-i doar o bănuială, e o convingere, numai că trebuie să fiu foarte sigur să zic acest lucru, încă nu s-a produs, dar scopul este cu siguranță în a-și susține fosta soție propaganda mediatică mincinoasă împotriva mea, dar prin interpuși, pentru că dânsa nu prea vrea să se expună unor riscuri juridice, a văzut și dânsa ce se întâmplă în procese atunci când nu ești atent cu legea și își caută aliați, din păcate chiar în interiorul familiei Medanei, care să-i țină isonul, ca să zic așa. Sigur că noi am aflat de acest lucru dintr-o sursă foarte, foarte sigură, de la cineva din proximitatea foarte apropiată fratelui Medanei. Am ajuns și în posesia unui print screen în care fosta mea soție îl sună pe acesta pe video, adică scrie niște mesaje, pe urmă sună pe video, fapt care ne-a frapat, să zicem așa, pe toți cei din familie, ce legătură să aibă fratele Medanei cu fosta mea soție, dacă nu o formă de conspirație în acest sens, despre care vorbam mai devreme. Mai ales că nu este la prima abatere de acest fel, fosta mea soție, chiar la începutul divorțului, a mai încercat un astfel de tertip, a luat legătura cu fostul soț al Medanei, un om serios de afaceri, un om în adevăratul serios al cuvântului, un om care, chiar dacă s-a despărțit de Medana, păstrează un respect față de fosta lui soție și, bineînțeles, împreună cu ea se ocupă de educația, de prezentul și de viitorul copiilor lor, așa cum e și firesc când ai niște copii. La noi, din păcate, e diferită situația. A încercat și pe el să-l corupă în acest sens, însă evident șansele au fost zero. Și așa, ca amuzament, o să vă spun, chiar dacă nu mă bucură să zic acest lucru, imaginați-vă că tot fosta soție a contactat telefonic sau pe Messenger
zeci de fani de pe pagina noastră de Facebook, de pe pagina mea de Facebook, mai ales pe cei care sunt ceva mai activi și mai apropiați, zicem așa, de cuplul Medana-Alin, să-i convingă personal că noi nu suntem ceea ce părem, că de fapt suntem niște, eu știu, nici nu vreau să spun ce acuze ne-a adus, pentru că mi-e și mie rușine să reproduc astfel de cuvinte. Am aflat cum cineva care a fost contactat în acest sens a înregistrat o convorbire, a făcut niște poze din timpul convorbirii și chestia asta a ajuns la un moment dat în presă. Așa am aflat și noi lucrurile ciudate care se întâmplă în spatele contului nostru de Facebook. Asta e și cumva amuzantă chestia asta, pentru că, na, având în vedere că avem spre 1 milion de fani pe Facebook, are de dat ceva telefoane, doamnă. Alin, nu am de ce să te întrerup, dar vreau să te întreb, la ce bun? Adică, de ce? E greu de înțeles. Bănuiala mea și scopul declarat în discuțiile pe care le-a avut cu fratele Medanei au fost acestea, de a continua o propagandă mincinoasă împotriva mea, dar prin interpuși. Adică chiar i-a zis fratelui Medanei, hai, urcă-te repede în avion, vină la București, îți plătesc eu toate cheltuielile de transport, de cazare, am și deal-ul cu o televiziune, astfel încât o să apar repede să spui ceea ce ai de spus. Promisiunile pe care le-a făcut nu le cunosc, însă cu siguranță sunt iluzorii. Mi-a promis și multe, și mie multe timp de 23 de ani și toate au fost doar niște iluzii, așa că fratele Medanei să nu-și facă mari speranțe. Însă eu încă sper că sânge la apă nu se face, că fratele Medanei va fi suficient de matur și de înțelept să nu aplece urechea la ce povești spune fosta soție și să-și vadă de viața lui, de familia lui, de fetițele lui, pentru că e păcat să intri într-un astfel de joc, mai ales când e vorba de familie. Medana iubește foarte mult pe fratele ei, e fratele mai mic, să zic așa, pe care practic l-a ținut în brațe de când era mic. Și până la urmă și recunoștința față de Medana, pentru că nu e un secret faptul că familia fratelui Medanei locuiește într-un apartament care este proprietatea Medanei și sigur că nu plătește nimic. Medana îi ajută cu mare drag să locuiască acolo. Cele două fetițe pe care el le are sunt foarte iubite de către noi, dar mai ales de Medana, care practic nici nu face diferența neapărat între copiii ei și aceste două fetițe ale fratelui, le iubește în egală măsură. Se ocupă de ele, le face cadouri, le cumpără făinuțe și practic nu îi ține într-o casă în care nu plătesc chirie pentru că e proprietatea ei, repet. Ar trebui măcar din punctul ăsta de vedere al unei forme de recunoștință să fie mai atent puțin când și cu cine vorbește, nu? Alin, iarăși, mie nu-mi vine să cred. Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Această intervenție, care nu vreau să fie mai lungă, este ca un semn de decență și dorință de a lăsa lucrurile să-și urmeze cursul în viață fără a se interveni, pentru că viața merge mai departe. Pentru tine și pentru Medana, multă liniște, iar pentru ceilalți, multă înțelepciune. Mulțumesc foarte mult, Alin. Un mic final, dacă permiți să-ți faceți 10 secunde. Multă lume mi-a spus că poate că ignorarea sau indiferența unor astfel de gesturi ar fi interesantă, că dacă nu bagi în seamă răul, el dispare. Ne uităm un pic peste graniță și vedem că răul nu dispare nici din ignoranță și nici din indiferență. Răul crește, se dezvoltă, prinde din ce în ce mai mult curaj și acționează din ce în ce mai în forță, până când te cuprinde cu totul, așa că împotriva răului trebuie luptat. Da, Dumnezeu mulțumesc. Împotriva răului, dar prin oameni, să știți. Mulțumesc foarte mult, Alin! Gogoșile sunt dedicate.